Debutul focarului de infecție a avut loc potrivit reprezentanților de SPT Leorman la începutul lunii septembrie, bacteria fiind contactată de doi dintre elevi de la un părinte care s-a întors din Germania. Factorul care a determinat a fost un cetățean român plecat în Germania, am fost sesizați de autoritățile din Germania, am mers și am făcut anchetă epidemiologică la familie, am testat toți contactii și a ieșit unul din copii dintr-o clasă 1-4. Inspectoratul școlar Teleorman a deschis o anchetă în acest caz și împreună cu Direcția de Sănătate Publică au luat măsuri de prevenire a extinderii focarului. La acest moment, unitatea de învățământ împreună cu Direcția de Sănătate Publică au luat toate măsurile necesare în așa fel încât focarul să fie stârpit. Au avut loc 3 dezinfecții. Școala va fi închisă vineri pentru același motiv. S-a decis ca toți copiii să fie testați cu IDR. Este o primă etapă în ceea ce privește testarea IDR a întregii școli. În toată această perioadă, de la depistarea primului caz, s-au efectuat 3 dezinsecții ale spațiilor școlare de către Direcția de Sănătate Publică Teleorman, iar vineri urmează o nouă dezinsecție. De asemenea, Direcția de Sănătate Publică a luat decizia ca în cursul zilei de astăzi toți copiii din școală să fie testați cu tuberculină pentru a elimina orice posibilitate de extindere a bolii. Astfel, peste 700 de elevi care învață la școala Mihai Eminescu din Roșiorii de Vede au făcut astăzi testul IDR pentru depistarea tuberculozei. Ieri am luat decizia că astăzi testăm toți copiii la tuberculină. Este vorba de o cifră de 729 de copii. Până diseară să sperăm cu echipele care le avem acolo de la cabinetul de pneumologie și de la medicina școlară să rezolvăm. 3 dintre copiii infectați cu TBC mai sunt în acest moment internați într-un spital din București. Ceilalți 9 au fost externați, iar medicii au stabilit că virusul este inactiv și nu poate fi transmis mai departe. Copiii se află în continuare sub tratament.